Ora 8, bine v-am găsit la Bună Dimineața România. Peste 800 de mii de șoferi care mai au polițe RCA valabile emise de compania Euroins mai au doar două zile la dispoziție ca să-și facă o asigurare nouă. Astfel, șoferii care au RCA la Euroins sunt obligați să reînnoiască asigurarea cât mai repede. Vă reamintim, compania a rămas fără autorizație în primăvară când autoritățile au descoperit probleme în dosarele respinse și lipsa fondurilor pentru despăgubiri ce trebuie să facă șoferii, dar și ce amenzi riscă cei care vor fi depistați fără RCA. Discutăm pe această temă cu invitatul nostru de la această oră, Mădălin Roșu, președintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România, aflat alături de noi în această dimineață. Bun găsit! Bună dimineața, Bună dimineața bine v-am găsit! Așadar, ne uităm la faptul că mai avem două zile la dispoziție în cazul în care avem asigurări RCA la Euroins pentru a reînnoi asigurarea și vedem conform datelor transmise de ASF ar mai fi aproximativ 840.000 de șoferi cu astfel de asigurări. Este târziu, este tardiv pentru cei care nu și-au făcut aceste asigurări să poată să-și recupereze banii pe asigurarea veche pe care o aveau dacă mai era valabilă. Bun, acum depinde câte zile mai rămăseseră în valabilitate, dar nu despre asta. Hai să ne concentrăm puțin pe, pe subiectul ăsta de a renoi polița și de a fi cumva cuprins în asigurare la momentul 7-8 decembrie. De ce spun asta? Pentru că în perioada de care vorbim acum va fi un volum foarte mare odată perceput și de companiile de brokeraj și de companiile de asigurări, pentru că vor trebui să gestioneze un flux mare de clienți. Da, să facă diverse oferte, să compare, eu știu, prețurile, să compare fiecare companie de asigurări, pentru că mai sunt și alte servicii care pot fi oferite sau alte acoperiri, fi de contarea directă. Deci, e, va fi o presiune destul de mare pe, pe piața de asigurări în perioada asta. Da? De ce? Vorbind de un volum mare într-un termen scurt. Ok. Există capacitate în piață, am mai spus-o, deci cred că se poate gestiona situația. Pe de altă parte, sigur, dacă ne uităm în trecut. N-ar fi ceva nou, a mai, a mai, trecut prin astfel de, sigur că nu spun cu, cu mândrie sau cu plăcere, dar piața a mai trecut prin, prin astfel de, hai să spunem, șocuri pe care l-a gestionat. Știm cumva da. și, domnule Roșu, și câți români se află în această situație, cât șoferi ar trebui să-și renuiască acum polițele pe ultima sută de metri? Uh, e, e greu, cel puțin la, la nivelul BAR nu avem uh, datele respective. Ce știm sunt cifrele comunicate oficial de către, de către ASF. Uh, acum din cele 800 de mii, cu siguranță s-au făcut zilele astea foarte multe polițe. Deci dacă vorbim acum, peste câteva ore totul e dinamic, se schimbă, uh, sunt convins de asta. În piața de asigurări oricum noi am văzut o tendință de a renoi polițele cu mult mai mult timp înainte. Știți bine că există un termen de 60 de zile înainte de expirarea poliției în care tu poți să-ți faci ca și client, ca și asigurat, poți să-ți faci o nouă poliță. N-aș putea să vă răspund exact câți clienți mai sunt astăzi în situația asta. Repede, de la oră la oră, de la bă, eu știu, zi la zi, Cifra se schimbă? Spuneați că este o perioadă de presiune pe companiile de asigurări, în această perioadă în care cei mai mulți dintre șoferi vor să-și reînnoiască această asigurare obligatorie. În opinia dumneavoastră, există și varianta în care aceste asigurări să fie mai scumpe decât de obicei, în contextul în care vedem că vine o cerere mare pe piață? Păi, după cum bine știți, prețurile sunt, hai să spunem, plafonate, înghețate printr-o hotărâre de guvern, deci nu cred că despre asta discutăm în perioada asta. Nu văd de ce ar fi probleme vis-a-vis -vis de prețuri. Perioada aglomerată vine, repet, din acest volum care se răspânge pe toate, hai să spunem, părțile din proces. Da, repet brokeri, agenții, consultanți, cum doriți dumneavoastră să, să le spuneți, toți sunt implicați în perioada de, de, care vorbim acum în gestionarea acestui lucru, în acestui fenomen. Bun, deocamdată... Se termină în câteva zile, da, în care trendul scade, s-ar putea să mai rămână câțiva clienți care vor uita, da, chiar dacă sunt foarte multe mesaje și din partea autorității și din partea noastră ca media, să se facă polițele respective și să nu fie surprinși. Fără asigurare, sigur vor fi nu știu cât, ce procent, vor rămâne să-și facă mai târziu, poate și vor rămâne neasigurate. Bun, acum vorbeam, spuneați dumneavoastră, despre această plafonare, despre care cu siguranță știm cu toții, însă plafonarea nu va mai dura foarte mult, este posibil să nu fie prelungită. Ne așteptăm la începutul anului să vedem un boom. Pe uh, această piață asigurărilor obligatorii, am, am tot văzut în, în presă fel de fel de, de speculații de genul ăsta, uh, vă răspund altfel, de obicei, prețurile se calculează funcție de, uh, de obicei, întotdeauna funcție de daunele pe care compania de asigurări le-a înregistrat în anii precedenți. Dacă uh, raportul dintre primele de asigurare și daune este unul subunitar sub 100% asta înseamnă că acea companie este pe un rezultat pozitiv și teoretic, cel puțin teoretic, nu sunt motive de îngrijorare vis-a-vis -vis de, de creșterea de prețuri sau lucruri de genul ăsta. Deci, întotdeauna noi trebuie să ne uităm foarte bine la ce se întâmplă în spectrul ăsta de daune și ulterior. Deci, n-aș alerta populația că de mâine, de poimâine, de luna viitoare se vor întâmpla lucruri de genul ăsta pentru că nu par a fi premisele respective. Pentru că nu e primul faliment pe piața aceasta ARCA a unei companii de asigurări și pentru că reprezentați asigurătorii din România, auto, vreau să vă întreb ce a făcut statul în ultimele luni ca să reglementeze mai bine această piață și să nu ne mai trezim cu falimente, să nu ne mai trezim cu șoferi care, iată, se află pe ultima 100 de metri, încearcă să își recupereze banii, încearcă să își schimbe asigurătorul. Prețurile pot să crească sau și, nu neapărat. Și, Dar, în om, special, la autoritatea, autoritatea de supraveghere financiară, cea care știm că deține pârghile pe această piață și am văzut cum s-a descurcat. Și atunci uh, e important să știm ce eforturi a făcut statul în ultima perioadă. Uh, autoritatea deține, sigur, anumite pârghii, nu le deține pe toate. Uh, sunt și alte autorități în, în România. Eu mă întorc întotdeauna către lucrurile bune și aș vrea să punctez câteva aspecte care au fost de foarte multe ori discutate și chiar puse în practică din, din zona autorității. Primul lucru, da, pentru că ochii okay, s-au observat ce s-a întâmplat în trecut, primul lucru și important zic eu este pentru prima dată, istoric vorbind, când România deține o bază de date completă pe, pe daune. Da, până acum se raportau către AIDA, baza de date gestionată de bar, doar daunele plătite. Da? Din discuțiile pe care le-am avut cu autoritatea, au spus, OK, hai să o extindem să fie și daunele în rezervă. De ce? Pentru a putea avea o, o viziune, dacă vreți, asupra informațiilor de acolo, în timp real. Da. Iată, astăzi, autoritatea poate să observe în timp real anumite mișcări pe care o companie de asigurări le poate face sau nu, intenționat sau nu, dacă vreți să speculăm sau să nu speculăm. Da? Deci. Asta e un lucru bun. În momentul de față au un instrument mult mai facil, pentru că dacă ne uităm în trecut, au fost probleme și de genul ăsta. să nu aibă acces la informații, dar tot dumneavoastră în presă spuneați lucruri. Deci, iată un lucru extrem, extrem de simplu, dacă vreți, care a durat mult timp și care, într-un final, a fost pus în practică. Așadar, o, o nouă pârghie de control am putea a... spune. Este o pârghie, nu știu dacă neapărat de control, dar de, de a avea acces la informații în timp real și, sigur, ulterior de a reacționa pe, pe respectivele. Ce vă pot spune din partea cealaltă e că autoritatea, în momentul de față, reacționează mult mai rapid. Este mult mai, cum îi spune, în, în, în temă pe diverse informații pe care le are în timp real. Și ce mai vigilentă. Uh, domnule sigur. Roșu, ce se întâmplă în cazul șoferilor care. Nu își reînnoiesc asigurarea, nu merg în altă direcție și rămân fără RCA. Ce risc păi au și care sunt consecințele? Pentru că, cu siguranță, sunt și astfel de cazuri. Uh, sunt, au fost, vor fi, cu siguranță. Ce? Riscul cel mai mare, eu aș spune că e acela de a produce o daună și dar nu putea să o plătească. Și atunci trebuie să intervină un fond, uh, Fondul Național de Protecție, care este administrat de bar, să plătească victima. Asta e cea mai mare, hai să-i spunem, pedeapsă pe care o poți poți avea ca și neasigurat. Ulterior sunt amenințele date de poliție și, și toate cele în consecință. Dar mă întorc la partea de daune, pentru că atunci când provocăm o, un accident și nu avem o asigurare, costurile sunt de la puțin, eu știu, oglindă spartă până la poate pot ajunge la milioane de euro. Și întrebarea este chiar atât de greu, indiferent cât de. Puțin sau mult poate costa o asigurare, ne putem permite astfel de daune să le plătim? Adică e o investiție pentru noi, e o investiție de a ne proteja noi, pe noi și pe cei uh, dragi nouă. Cam despre asta e vorba și uh -huh. de riscurile sunt, da, sunt multiple dacă stăm să ne gândim. Dacă ne puteți spune, și când va face de contul fondul de asigurări? pentru cei care vor să-și recupereze banii, pentru că sunt nenumărate cereri care au fost depuse, atât pentru falimentul Euroins, cât și pentru falimente care au avut loc mai devreme, City Insurance și oameni care nu și-au primit nici, de a, nici cei asigurați la City Insurance, nu și-au primit nici acum banii. Deci, Mi-e greu cei... să vă răspund și pentru fondul de garantare, dar, din câte știu, există un mecanism prin care depui o cerere soliciți, special de că până la urmă Dar vin aici e Dar foarte greu, mai... după un an de zile sunt români Sigur, care și-au recuperat să nu uităm, fondul de, fondul de garantare este uh, alimentat din uh, încasările companiilor de asigurări, da? el este continuu, eu știu, hai să spunem, uh, alimentat de, de aceste contribuții, din aceste contribuții trebuie plătite de N-aș putea să intru foarte mult în detalii pentru că nici nu le dețin, dar ce pot, să, ce pot să vă spun este că în ultima perioadă au început cumva lucrurile să meargă un pic mai repede. Cu ce cadență... A, aș ce mai are. avea o ultimă întrebare. Aveți o centralizare a numărului de accidente și de asiguratori care au beneficiat de aceste polițe și nu numai? În ultimul an, în ultima lună, nu știu, poate există o astfel de centralizare ca să ne dăm seama cât de importantă este o astfel de asigurare, de asigurare în cazul unui accident, fie el și minor. Este extrem de importantă. Anul trecut, Băi, nu știu dacă v-ați uitat, există un o, o program în momentul de față desfășurat de un sar și bar care se numește Coaliția pentru Siguranță Rutieră în care noi spunem că suntem țara accentului la minut. Deci în fiecare minut se produce un accent în România. Despre asta vorbim. Câte minute sunt într-o zi, într-un an, ne putem da seama unde ajungem. Câte din ele sunt cuvătămări. Suntem țara cu cele mai multe decese pe, pe, pe străzi, din accidente rutiere. Suntem, iată, din păcate camionii aici și trebuie să facem ceva mai mult decât a interveni într-o legislație a asigurărilor. Să intrăm puțin și pe legislația circulației și mai mult. Vă mulțumim tare boli, pentru mulțumim, prezența da. dumneavoastră în platou în această.